Much a difference to get us here. So this victory here, or this pole position that Kevin obviously delivered to us yesterday, just gives us that much more energy to win this race. And I think it's going to be tactical. I think we have to be smart. We've worked very, very hard on reliability, because I found out in a 24-hour race, if you're not running at the end, it doesn't matter where you started, does it? So I think key for us, you know, will be to run smart. And for me personally, you know, it's a goal that I wanted to get many, many years ago. And certainly the partnership that we've developed with Porsche has been amazing. We are partners in dealerships, we're partners in business. And certainly when I think about the racing side of it, it's an organization that many of you don't know how deep it is, and the interest within the company from top to bottom. And that's what makes a difference for me, because everybody is committed. And we certainly, as a Penske organization, are. So our goal is to be up here with you Sunday night. Fine. You know, the teamwork's been great. Back at the factory, at the track, with our engineers. Really having a good base and step-by-step improving the car, every time making a step forward and translating that into wins is a good sign. But as we know, you know, Le Mans is a different animal, and it started well so far, but the competition is very tough. So you know, this is one part of the championship, and now we're like fully focused on Le Mans and trying to put everything together here, especially because, it's a, like I said, different animal, different game, so big push. Acesta este primul tur al cursei de 24 de ore de la Le Mans, iar promotor este aici, la Le Mans, să vă arate. Sper că v-a plăcut primul tur al cursei de 24 de ore de Le Mans 2024. Acesta este paddock-ul la început de cursă. Este foarte populat. Și acum mergem la Porsche Experience Center, unde putem să facem mult mai multe lucruri. Așa se aude în dreptul liniei drepte. Porsche pe primul loc după prima oprire la boxe. Aici suntem sub linia dreaptă de start-sosire, în mijlocul cursei. Bine ați venit la Porsche Curves! Acolo unde mașinile trec cu o viteză amețitoare. Și ca să vă arăt ce mai putem găsi la Porsche Curves, pe lângă mașini care trec în viteză, avem o zonă de hospitality cu măsuțe, cu scaune, dar și două mașini care au câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans. Porsche 911 GT1 învingătoare în anul 98, așa cum l-a lăsat Porsche. Cu toată mizeria și tot damage-ul acumulat pe timpul cursei, exact cum a terminat cursa, așa este mașina lăsată aici în văzul tuturor. Una dintre mașinile mele preferate, un model într-adevăr de legendă. Și mai avem aici mașina învingătoare în anul 2016. Porsche 919 Hybrid, cu numărul 2, Romain Dumas, Neil Yanni, Mark Lieb, au câștigat în 2016. Și uitați-vă cât de groase au rămas aceste anvelope. Acestea sunt anvelopele folosite de mașină. Michelin-uri și atunci, Michelin-uri și acum. Încă o mașină
care a făcut istorie pentru Porsche. Au câștigat și în 2015 și în 2016. Aceasta a fost a doua victorie cu prototipul 919. Porsche a câștigat cursa aceasta la general de numai puțin de 19 ori, de 17 ori au câștigat-o folosind motoare turbo. Sunt curios care vă place mai mult, 911 GT1 sau 919 Hybrid. Părerea mea este că 911 GT1 arată fenomenal. Acum suntem la Porsche Experience Center, care este la finalul circuitului. Hai să urmărim o mașină să vă arăt. Aceea este ultima șicană și mergem spre ultimul viraj. Și acum vine un Porsche, Porschele Mantai, și al doilea Porsche Mantai, unul după celălalt. Viteza maximă atinsă la Le Mans. A fost de 407 km pe oră, dar primii care au depășit bariera au fost cei de la Porsche. Cred că Porsche au fost primii care au atins 400 de km la oră, Peugeot a atins 407, iar acesta este motivul pentru care Bugatti Veyron a fost limitat la 407,5 km pe oră. Ca să fie cea mai rapidă mașină franțuzească. Ne-am întors la Media Center aici, pe linia de start-sosire la Le Mans. Este a doua zi dimineață. Au fost multe incidente, multă ploaie, multe safety car-uri, multe momente de neutralizare a cursei. Într-adevăr, un Le Mans cu de toate. Am vrut doar să vă arăt prototipul Porsche 963, acel de la Porsche Penske Motorsport, deși Porsche are 6 prototipuri în cursă, 3 sunt de la Penske, echipa oficială, să-i spunem așa. Observăm farurile, care sunt într-adevăr full LED, însă avem semnătura luminoasă cu cele 4 puncte. Cockpitul e mic în comparație cu restul mașinii, pentru că toată mașina se concentrează pe aerodinamică. O să vedem și motorul imediat. Motorul acestui Porsche de curse este un V8 de 4,6 litri. Porsche are o tradiție cu 4,6 litri pentru că motorul V8 de pe 918 Spyder tot 4,6 litri are, tot V8 este. V8 la 90 de grade, două turbine se turează până la 8000 de rotații pe minut, 700 de cai putere și avem alezaj 96 și cursă de 81 de mm, adică este un motor în principiu de durație. Acum suntem la finalul liniei drepte Mulzan. Și avem un loc fabulos de unde putem vedea cursa. Avem acces la mai multe locuri de pe circuit. Însă acesta este unul dintre cele mai spectaculoase. Suntem la Indianapolis, la virajul Indianapolis, care se unește cu Arnaj. Stânga-dreapta, două viraje de foarte mare viteză. Avem Porschele Mantai, poate BMW-ul WRT. Se bat pentru victorie la clasa GT3. Suntem aici la prima șicană, Enodie, unde mașinile ating viteză maximă, 340 de km la oră, după aceea frânează către prima șicană. Și după 24 de ore, Ferrari câștigă la Le Mans. Toyota pe 2, Ferrari pe 3 și Porsche pe 4, cu echipajul numărul 6. Dar au câștigat la clasa GT3 cu Mantai. Am avut 5 ore de safety car azi noapte și uite învingătorul la clasa GT3 Porsche 911 Mantai Racing GMA.